Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vă invit să vă desenați pe chip un zâmbet foarte mare și să rămâneți alături de mine în următoarea oră, pentru că o să aflăm împreună ce ne rezervă anul 2024. Printr-o minune! De fapt nu e printr-o minune, pentru că eu cred foarte tare că atunci când îmi doresc ceva din toată ființa se întâmplă. Prietena mea, Alexandra Coman, astrolog, este astăzi aici în studio. Bună dimineața! Bună dimineața, la bună dimineața ascultătorilor! Alexandra trăiește în Islanda Islanda. și o prindem foarte greu în București, așa că sunt foarte fericită că astăzi poate să fie aici în studio. Să le spunem celor care ne ascultă că noi ne cunoaștem de 12 ani. Exact. De 12 ani, Alexandra, an de an, deschide harta astrală și îmi spune care sunt lucrurile care voi fi susținută, pe care voi fi susținută să le fac în anul ce începe și care sunt lucrurile de la care ar trebui să-mi iau gândul și să nu creeze așteptări de șarte, pentru că astrele, planetele nu, nu mă susțin în această direcție. Dar, Înainte de a afla care culoare ne favorizează pe fiecare zodie, care este cuvântul uh, magic de putere, de al putere și alte lucruri pe care le putem spune pentru fiecare zodie în parte, hai să le povestim un pic cu oamenilor despre tine și Trec. despre ceea ce înseamnă astrologia, pentru că încă sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg această știință. Drept urmare, Alexandra Coman. Da. Trăia ea în ea așa, frumos, frumos, cu o carieră bine stabilită Unde? De, de familie. Uh, eram la universitate, adică top, profesor universitar, universitar și tocmai mi-o obținusem titlul de doctor magna cum laude în literatură comparată, specializare scrieri secrete europene. Și aveam o carieră foarte bine clădită, în care probabil m-aș fi căsătorit, aș fi făcut copii, rate la bancă și multă muncă în sistemul învățământului, și probabil aș fi avut și satisfacție acolo. Cu siguranță. Dar, uite, unde te duce un doctorat? În, în cadrul lucrării de doctorat, îmi propusesem să punctez faptul că aceste științe. Pseudoștiințe mistice nu sunt în regulă, sunt doar minciuni și manipulări. Și mi-am propus să demonstrez că astrologia este o mare minciună. Vorbești serios, Asta serios în teza ta de doctorat. doctorat exact, Așa. despre cum, cum persoane importante, publice, sunt manipulate de astrologie. Asta era un capitol. De <sus> pentru care mi-am propus o lună de zile să văd despre ce e vorba cu astrologia asta, ce, ce se mănâncă. Deci nu n nicio treabă cu astrologia, treabă, cu stelele. treabă, eu eram pe, pe modul academic de știință. Da, da. Și totul bătut în cuie și 2 cu 2 fac 4 întotdeauna și nu există altceva decât 2 cu 2 de fac 4. ceea ce 4. vedem, atingeam, exact, cunoaștem. Exact. Și după o lună de studii intense, M-am înscris la un curs de astrologie, pentru că nu venea să cred ce se întâmplă. <laughs> și, uite, așa, încetul cu încetul, am fost uh, virusată de astrologie, de microb, am, fost, am prins microbul astrologiei și, uite, că am ajuns în ziua de astăzi să fac astrologie, să renunț la cariera academică și să clădesc cu altă istorie. Această emisiune se numește Schimbă perspectivă, da. Tu ai schimbat perspectiva de la o uh, carieră academică, profesor da. universitar, doctorand în științe... În, în, în... literatură comparată Așa. și era și e... în senatul universității, deci eram pe niște pernuțe foarte plăcute și frumoase. Mie spunem ce a zis familia, ce oh. au zis colegii când tu ai ales să schimbi perspectiva. Nu ai vrea să știi ba, da. ce a spus familia, pentru că părinții mei, doi intelectuali pur sânge din familie de transgenerațională de intelectuali și academicieni și ce mai vrei, au făcut la propriu un șoc. Pentru că fica lor cea frumoasă, minunată și absolută, renunță la o carieră academică în favoarea unei pseudoștiințe. drept pentru care. Am spus, ok, îmi voi alege un pseudonim ca să nu vă traumatizez prea mult, dar pot să spun, uh, am avut multă opoziție din partea familiei. Cât timp le-a luat să accepte că ai ales altceva decât. Cred ceea ce că nici în ziua de astăzi nu au acceptat pe de întregul? Ma, mama lui Alexandra Coman. Ta, nu e tata lui Alexandra Coman. Să știți că ce face Alexandra face foarte mult bine multor oameni Mulțumesc. care, datorită ei, acceptă mult mai ușor ceea ce li se întâmplă. Mulțumesc! Iar prietenilor mei li s-a părut foarte amuzant Întâi ce fac, și erau pe modul, hai mă, ghicește și mie, da. în și mie două lucruri acolo. Și când vedeau că se leagă lucrurile și informațiile, spuneau, wow, ce tare este, drept pentru care foarte mulți m-au încurajat să merg pe această cale și pe urmă am... Și care au fost pașii? Care a fost calea? Calea a fost cred că a fost stabilită de divinitate, pentru că după aceea am intrat într-un roller coaster de evenimente pe care nu le-am mai putut controla și Întâi am fost invitată la o emisiune la televiziune, la televiziunea națională, le-a plăcut emisiunea respectivă, am primit o ofertă să fac o emisiune acolo, după care cei de la radio m-au auzit și cei de la radio au vrut să am emisiunea un horoscop. Exact, făceam un horoscop și țin minte că făceam horoscopul de dimineață și trebuia să mă scol pe la 4 dimineață să ajung în emisie la ora 6, vară, toamnă, iarnă, oricând. Și Primeam critici din partea familiei, mă, cine te ascultă pe tine la șase dimineața? Și am zis, cum? Oamenii care contează, ea care fac structura piramidei Dar din ce, societății. Dar ce trăiai? Oh, financiar? O, oh, o făceam, ofeream, de, pentru că vorbesc patru limbi străine și uh, eram, terminasem germană engleză. ofeream preparații, cred că se numește meditații. Meditație. A, meditații. Da. Și făceam meditații, făceam. Deci tu ai, ducea, tu ai renunțat da. la, facultate, la universitate, da, da la da. post la catedră. la catedră. La catedră. La un salar bunut, bunut și o poziție da. bună în Iași. Da. Ca să fii profesor universitar da. nu e puțin lucru. Și erau multe cereri de limbi străine în privat în acel moment. Ok, și, și... dai meditații și îți plăteai facturile din aceste meditații? Nu banii din meditații erau perfect stabiliți și puși într-un pliculet să-mi plătesc cursurile de astrologie Așa. și să-mi iau cele mai bune softuri pentru că oameni buni văd, dar poți să dau un sfat? Ori de -o? o să încep deja cu să Da, poți da, să spui ce vrei tu. <laughs> okay. Dacă vrei să fii bun în ceva, ai două lucruri în care... Deci asta e perspectiva mea, nu înseamnă că e cea adevărată și corectă, asta e perspectiva mea, adevărul meu. Investești în știință, deci dacă îți place ceva, Deci încă o deci dacă îți place ceva și vrei să fii bun în domeniul respectiv, nu. Dacă vrei să fii bun în domeniul respectiv, trebuie în primul rând să-ți placă. Dacă nu îți place, apucă-te de altceva și ți-aș recomanda să te apuci de ce îți place. Unul la mână. Doi, dacă îți place, nu rămâi numai cu plăcutul. Trebuie să mai și începi să investești un pic și asta înseamnă să investești în cursuri, să investești în, în tehnologie, să, să te updatezi pentru că Evoluăm. Ce a fost acum 10 ani nu este astăzi și tot timpul trebuie să fii la curent cu noile schimbări. La cât timp după această schimbare ai uh, reușit să te întreții din noua ta pasiune? Cred că după vreo 5-6 ani, în care constant mi s-a spus că nu este în regulă ce faci, nu este bine. Uh, nu are niciun viitor. E imoral? Da, oh, vai de mine. Și chiar auzisem un termen consacrat acum în grupul meu de prieteni. Asta este prostituție intelectuală. Ok. Și am spus, ok, este cea mai veche meserie a lumii. Super, am mutat-o la cap, perfect. De ce te-ai mutat în uh, Islanda? Pentru că am vrut foarte mult să mă concentrez pe ceea ce fac, să Aici există foarte multe tentații. Cunosc mulți oameni, ești tot timpul invitat, hai să ne vedem, hai să ieșim la, nu poți refuz pe unul pentru că află celălalt că la e, sau e complicat pentru că sunt mulți oameni care mă cunosc. Și am vrut să să fac un documentar pentru canalul meu de YouTube despre Islanda, pentru că Islanda este singura țară din lume care recunoaște fenomenele magice public și ei își construiesc străzile după ce uh, Vraciu șef al comunității vine și vorbește cu fi și el elfii dau bine binecuvântarea. Și am zis mă, dacă este o țară de genul ăsta, eu vreau să văd ce e acolo pe bune, dacă e adevărat sau nu. Și m-am dus uh, să văd ce e și așa de bine m-am dus că am și rămas. Câți ani? Cred că se fac cinci ani deja. Cinci ani în care cum arată o zi din viața ta? Ziua începe la ora 6 dimineața pentru că eu cred foarte mult în a te trezi dimineață și cine spune că nu poate, poate, dar nu vrea. Și rezolv foarte multe lucruri dacă începi de dimineață activitatea. Deci te trezești dimineață, bei o cafea, faci o meditație, îți stabilești intențiile zilei, pentru că e foarte important să știi ce vrei să faci din ziua respectivă și te pui pe treabă. Și treaba la mine înseamnă astrograme, astrograme, astrograme și iarăși astrograme. Și după aceea pauză de prânz o oră două ore citesc, studiez, mă documentez ce se mai întâmplă în lumea astrologiei și apoi seara răspund la e uri și dacă mai am chef, mai fac câteva filmuri. Sunt lucruri pe care le ai în plan și aștepți un moment bun pentru ele? Sau e o rutină deja să uh, citești nu. hărți și să te gândești la cum uh, putem afla din felul în care sunt așezate planetele răspunsuri la evenimentele momentului? Nu, nu există. Există un, o linie pe care ne înscriem, dar această linie poate fi modificată mai ales de starea noastră. Oamenii trebuie să înțeleagă că în viață, nu în astrologie, în viață. Totul pornește de la cheful de a face sau a nu face. Cum te-ai setat, așa merg lucrurile. Și știi că în România au o înțelepciune particulară. Știi, se spune, ai grijă sau nu da bani de lunea că merge. Sau cum începe lunea, așa -ți merge, cum ieși din casă, așa-ți merge. Da, exact. Deci, cum ești setat, ce se întâmplă în primul moment și, știi, în astrologie. Cum îți așterne așa, doar. Exact. Și în astrologie. Nu contează atât de mult evoluția planetelor sau mișcarea planetelor pe cer, cât ce s-a întâmplat în momentul în care a debutat o acțiune. Ești la întâlnire cu iubitul tău. Aia ziua, momentul, ora, acela stabilește cum va evolua relația voastră. E Cine fabulos. stabilește? Modul în care se așează planetele. Acel moment se amprentează în, în viitorul tău și în funcție de cum e amprenta respectivă, Vin și provocările, cum vin... mă poți face să înțeleg ce spui că nu înțeleg. Eu cred că. Hai să vedem, ai vreo întrebare fierbinte sau să, să gă... hai să gândim ceva care ar fi de folos tuturor celor care ne ascultă. Hai să vedem, o, ok, gata, venit. și vreau să le Dar spunem rog. că nu e nimic planificat. Nimic. Da, 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 nici da. n-am vorbit nimic nici. cu tine, despre ce vorbim. Îi rog, pe cei care ne urmăresc acum, să se gândească la o intenție, să-și stabilească un obiectiv pentru anul viitor. Un obiectiv semnificativ pentru ei, dar deja cât voi vă gândiți, vreau să vă dau totuși un, o idee, ceva realist. Dar nu vreau să mă întâlnesc cu un extraterestru sau nu vreau să descoper vreau placula. să slăbesc 30 de kilograme. Vreau să-mi schimb jobul, vreau să-mi iau o casă nouă, vreau să mă mut în alt oraș, vreau să mă mărit, exact. vreau să vreau să fac un copil, vreau să, să nu îmi știu, să cu un iubit, vreau e... să Exact. să fac deci mai mulți bani, ceva concret, dar e foarte important acum când facem acest exercițiu să știi că poți, nu să ai dubii. Adică poate în loc să spun, și vă spune un om care s-a confruntat cu greutate toată viața sa, poate 30 de kilograme că vreau să slăbesc 30 e un pic uh, uh, e o provocare cam mare. Poate ar fi fericit să slăbesc 3 kg. M-a întrebat cineva cinci. la un moment dat, și revenim la provocarea ta, le lăsăm da, timpul oamenilor să gândească, gândească. m-a întrebat cineva, măi, tu cum faci de te iese, iese tot ce-ți propui? Și ne am spus, pentru că îmi propun doar ceea ce știu că-mi iese. Bravo! Asta e deci eu nu-mi propun lucruri despre care știu din start că sunt imposibil de. Nu imposibil, dar. Dar Sufletul tău îți spune că nu sunt foarte mari șanse, sau Sufletul spune, da, tocmai du-te în direcția asta, că e corect ce gândești. Dacă am ține cont mai mult de instinctul ăsta. Eu cumva mi-am um, 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 calibrat visele și. Da. Planurile, la puterile mele și la o um, adaptare a vremurilor în care exact. mi le doresc. Exact. Sunt cu picioarele pe pământ, mă uit în jurul meu, la ceea ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu îndrăznesc să visez mult și mare, dar uh, îmi dau voie să îmi pun obiective care depind exclusiv de mine. Da? Nu de conjuntură, exact. nu de oamenii din jurul meu, nu de uh, hazard. Și ai văzut când știi că iese, pentru că sufletul tău îți spune, ai și o anumită stare, ai și un anumit vibe, te duci oh, cu altă. Eu mi-am făcut planul, mai avem patru uh, minute până la pauză, ne ajunge Foarte... pentru, uh, pentru test sau așteptăm să revenim după pauză? Ne ajunge. Ne ajunge. Bun. <gândea> Gata. Eu m-am gândit, mi-am pus o intenție pentru anul viitor, m-am gândit la uh, o uh, provocare. Și eu acum vă voi povesti tuturor, pentru că am ridicat o astrogramă cabalistică care ne dă răspunsul la modul în care se rezolvă, sau ce trebuie să facă omul pentru a-și rezolva situația. Este valabilă pentru oricine. Am creat, am formulat. Ce mesaj are astrograma cabalistică pentru ascultătorii acestei emisiuni, pentru alții acum și aici, și ce piedici vor avea în rezolvarea problemei și ce, okay. unde au unde verde să mai Alexandra. Așa încât, în primul rând, este ceva, deci contează foarte mult cât de, cât de multă încredere ai în tine, propun să nu vorbesc termeni astrologici, hai să vorbim pe românește, Așa, da? ca să vă zic povestea. Deci, trebuie să aveți încredere 100% în voi, numai în voi și iarăși în voi. Este despre tine, nu este despre cum să-și rezolve gigel problema, ci despre tine. Va fi cu puțină cheltuială financiară. Deci va fi, nu ți închide portofelul pentru planul pe care ți l-ai făcut pentru că va ieși este foarte bine așezat ascendentul întrebării, mă rog, deci ideea este va ieși, dar va fi cu un pic de investiție, cu un pic de cheltuială, nu-ți arunci toți banii din bancă cum a zice Alexandra Coman că iese cu cheltuială, o gândești bine, dar va trebui să fii ancorată în lumea concretă. Deci nu te baza pe promisiunile celorlalți, nu asculta poveștile lor, cum te ajută ei și cum îți rezolvă lucrurile, bazează-te foarte mult pe tine. Soluția la provocarea pe care ți-ai pus-o în gând vine prin dinamică. Nu vei rezolva stând pe scaun, nu vei rezolva stând acasă, Va trebui să ieși și nu numai că va trebui să ieși, va trebui să-ți creezi anturajul, echipa, grupul care să te ajute. Deci, vă recomand ca să vă iasă lucrurile astea pe care vi le-ați propus fiecare dintre voi: creați-vă echipa care să vă ajute, interacționați social, mergeți pe oameni, discutați, vorbiți. Nu veți fi foarte mult ajutat de bărbați, veți fi ajutat mai mult în rezolvarea situației acestea de femei. Poate ar fi cazul să căutați femei cu marcaj pe zodia gemenilor. Marcaj, aici e foarte subtilă treaba, pentru că este despre uh, zodia, ascendent și lună natală marcajul. Dacă știi că e geamănă, nu închizi ochii, ai și instinctul tău totuși, nu mergi teleghidat, dar uh, soluția stă mult în mâna unei femei și s-ar putea ca această femeie să aibă un marcaj pe gemeni și vedeți că veți avea vise și profetice și instincte. Dacă sufletul vostru vă spune nu mergeți, nu faceți, nu dregeți, nu vă aruncați, Neptun vă ajută foarte mult, asta e ce e important să țineți minte, din casa divinității, divinitatea intervine în materializarea acestui obiectiv. Oare mai avem timp sau? Mai avem încă un minut și jumătate. Și este foarte, foarte important să nu cedezi harta cabalistică, spune că e un moment în care Trebuie să ți îndeplinești acest vis, iese cu condiția să îți asculți instinctele, să nu cedezi, să nu renunți la obiectivul tău. Vor fi niște sacrificii de făcut și va fi o plată de făcut, deci va trebui să te debarasezi de ceva ce te trage în urmă. Poate o persoană care zice că nu ești în stare să faci sau ești ancorat în ceva ce nu-ți place să faci și consumi multă energie acolo, va trebui să renunți la ceva ce te trage înapoi și să nu-ți fie frică să renunți la acel tras înapoi, deci să-l dai deoparte, pentru că este exact ca o gripă. Dă-o deoparte și tu mergi pe calea ta. Deci, da, indiferent ce v-ați propus voi pentru anul viitor, acel ceva, un obiectiv, o să mai ascultăm încă o dată da, ce da, da, ne există da. tu mai devreme, dar eu pot să spun sigur că uh, m-am gândit la... Un proiect la care deja am început să lucrez, Bravo. și uh, am conștientizat că trebuie să-mi fac echipă. Yeah. Uh, am lângă mine o femeie în Zodia Gemeni cu care lucrez. Uh, știu sigur că va trebui să investesc niște bani în povestea asta ca să plătesc niște oameni. Deci, Alexandra, ce bine că vine pauza de publicitate, să pot să respir, și după pauză. Vreau să ne întoarcem aici la schimbă perspectiva, să privim anul 2024 de la microfonul Europa FM și să ne spui pe fiecare zodie care sunt acele câteva lucruri importante de care trebuie să ținem cont Conte. în 2024. Schimbă perspectiva. Ne-am întors la Schimbă perspectiva aici la Europa FM și sunt foarte fericită să o avem în studio pe Alexandra Coman. Este astrolog și cei care ați deschis mai târziu radiourile sau n ați prins discuția de la început, vă spun că Alexandra a schimbat perspectiva într-o zi și din uh, catedra în care stătea comod ca profesor universitar la Universitatea din Iași, a ales să facă astrologie după ce în teza ei de doctorat își propusese să desfințeze această activitate această preocupare. Astăzi, Alexandra Coman este unul dintre cei mai uh, iubiți astrologi din online-ul românesc. Și asta îți mulțumesc că m-ai încurajat. Ai fost unul din foarte puținii oameni care mi-a fost alături în acești ani și mi-ai spus, Alexandra, poți, hai că poți. Ai curaj, ai mai mult curaj. Eu, eu mul te-am încurajat să, uh, să uh, da, încurajat să faci niște lucruri pe puterile tale. M-ai încurajat să-mi trăiesc visul. Și uh, le spun ascultătorilor că mie îmi place să aduc aici, la această emisiune, oameni pe care eu îi cunosc personal. Pe tine te știu de 12 ani și de 12 ani, uh, an de an, deschizi harta mea și îmi spui. Uh, cum se așează planetele pentru mine în anul respectiv. Hai să deschidem harta și să vedem cum se așează planetele pentru fiecare zodie. Perfect. Care este culoarea pe fiecare zodie, care este cuvântul puternic pe fiecare zodie. Dacă e ceva, va trebui în următoarele 15 minute să acoperim să -mi toate -acoper. zodiile. Așa că eu tac. Okay. Și din acest moment, microfonul îți aparține. Atenție, pregătiți-vă. Și se și... clipește așa, din când mă apropii de. Nu glumez, bineînțeles. Uite, înainte de a vorbi despre previziuni, eu am o problemă cu previziunile astea. Când vine sfârșitul anului, întotdeauna astrologii merg la diverse interviuri și încep noi, de viație profesională. Să începem. În aprilie va fi eclipsă, dacă acum chiar serios, în anul viitor va fi o eclipsă de soare în, în luna aprilie care schimbă foarte multe lucruri în configurația planetei. Sau, nu știu, pe data de 25 xx x a lunii y, o să se întâmple asta. Doamne, iartă-mă, cine ține minte din decembrie până în aprilie ce o să fie că vine Eu. eclipsa? Că te cum? înregistrez. Că mă înregistrez, da. <grijin> altfel, altfel nu. <grijin> și te ascult în fiecare lună. <grijin> și atunci am stat și m-am gândit, gândit, gândit cum pot să fac eu previziune? Ca omul să țină minte clar obiectivul pe care l-are de făcut și, și m-am gândit, ok, bun, îi spun numai de bine, pe urmă o să spună că e prea frumos și nu e ok. Ia să vă spun eu, dragii mei ascultatori ai emisiunii Mirelei, uh, ce punct, ce, care este obiectivul pe care ar fi de dorit să vă centrați în domeniu, da? Okay. În funcție de zodie și de ce ar trebui să vă păziți cel bun, mai mult. super. Hai să, vedem. hai să începem. Deci Berbecul are un an foarte bun. Hai să spunem Berbec ascenden pe Berbec și luna natală în Berbec, pentru că asta este configurația corectă a lor în astrologie. Deci Berbecul și marcajul pe Berbec, ascenden și luna natală are un an în care trebuie să acționeze, să-și schimbe felul de a gândi și asta nu va fi foarte simplu. Deci foarte multă susținere pe a schimba felul de a gândi, pe a călători, pe a te muta, vreți să vă luați o casă perfect, vreți să vă relocați excelent, vreți să investiți în studii, ar fi o idee genială pentru berbec. La ce trebuie să aibă grijă berbecul? nu te arunca cu capul înainte pentru că cineva ți-a apăsat butonul orgolului. Deci, înainte de a lua o decizie importantă, nu te lăsa inflamat de vise prea frumoase și promisiuni deșarte. Taur ascendent pe Taur și luna natală în Taur. Voi aveți un an împărțit în două. Deci, prima jumătate a anului, număr 6 luni din ianuarie, Prima jumătate a anului este orientat mult pe a-ți regla chestiuni financiare, a achiziționa, a investi, ați ți regla probleme cu banca. Dacă nu ți-ai rezolvat până acum ceva legat de contracte, de discuții cu banca, fă-o pentru că acum este momentul. A doua jumătate a anului vine pe zona de a, a studia și a Ieși din cutie și a încerca lucruri noi și neobișnuite. Dar trebuie să vorbești cu oamenii, să comunici. n să poți singur să sau singură să-ți duci la bun sfârșit planul, obiectivul, intenția, dacă nu vei avea oameni în jurul tău, să execute, nu-i neapărat să te consilieze cât să fie executant. Ce mai vreau să spun, taurul trebuie să aibă grijă, Ia să vedem la ce să aibă grijă, da. Taurul trebuie să aibă grijă, nu aruncați cu pietre mine, vă rog, la familie care o să vă spună tot felul de lucruri, că nu puteți, că nu e o idee bună, că la nu te merită, etc., etc., decât să te întrebi cum ar fi fost, să mai bine dă și cu capul de perete, că asta se trece la capitolul experiență de viață. Mergem mai departe pe Gemeni, ascendând pe Gemeni și luna natală în Gemeni. Gemeni, începe povestea voastră, oameni buni, la sfârșitul anului 2024. Încep de la coadă și mă duc spre cap foarte multe lucruri se schimbă pe semnele de aer și voi sunteți în centru atenției pentru că odată la 12 ani, Jupiter Marele Benefic intră în semnul vostru zodiacal și asta se întâmplă în 2024. Așa încât eu vă recomand, dacă ascultați această emisiune, planificați-vă două, trei, nu mai mult, obiective importante pentru 2024 pentru că vă iese, pentru că vine Jupiter Marele Benefic peste voi și el este pregătit să vă ajute în realizarea intențiilor voastre. Așadar, Gemenii sunt foarte bine susținuți în 2024 pe studiu, relocare, dacă sunteți divorțați, divorțate, văduvi, văduve, sau ați avut o relație mai lungă de 8 ani de zile care s-a rupt și acum poate sunteți singuri sau nu sunteți în relația satisfăcătoare, am vești foarte bune pentru voi pentru că se activează casa, noi numim în astrologie casa celei de-a doua căsătorii, nu înseamnă neapărat să te măriți sau să te însori la, cu turle și, sâmbri, trâmbițe, surle și trâmbițe, dar vezi că intră cineva foarte important în viața ta. La ce ar fi bine să ai grijă? Minciunile celor din jur. Vei întâlni foarte mulți oameni falși, excroci și uh, persoane care vorbesc mult și vor face puțin. Trebuie să te ghidezi ca să nu cazi în astfel de capcane pe sloganul uh, «Fapte nu vorbe» racul, ascendentul pe rac și luna natală în rac. Voi, în primul rând, sunteți ultra norocoși în acest an. Este, pentru cei care știți astrologie, sunteți vârful de trină, este un aspect astrologic ultra benefic. Marea trină va guverna anul 2024. Pe românește, aveți foarte multă protecție divină. Ce ce îmi place foarte mult este că la voi nu este neapărat un anumit domeniu de viață activ, cât este necesitatea de a pune ordine în gândurile tale, de a ști cu precizie ce vrei și odată ce ți-ai pus ordine în gânduri și știi ce vrei, destinația va fi atinsă. Dacă ar fi să vorbim concret de un domeniu de viață, sunteți foarte bine susținuți pe tot ceea ce înseamnă activitate cu oamenii. Știu că racul nu e cea mai. Zodia care e cea mai deschisă spre, să se arunce înspre mulțimi, pentru că voi sunteți un paratrăsnet al emoțiilor celor din jurul vostru, voi trăiți emoții altora și asta poate fi puțin obostor, dar anul ăsta ce să facem? E anul în care și eu am ascendent pe RAC, deci fac parte din tribul vostru, trebuie să ne ducem către oameni să socializăm. Și vă ies foarte multe lucruri ce țin de echipă, colaborări. Și la ce să aveți grijă, <laughs> încăpățânare, Doamne, Doamne, încăpățânare, dar nu a voastră, ci a celor din jurul vostru. Și ce vă dau ca sugestie, dacă dați peste o persoană extrem de încăpățânată și vedeți că în 2-3 minute nu o convingeți, nu mai pierdeți vremea cu ea, pentru că veți consuma foarte multă energie și veți pierde timp, încercați o altă variantă de adiacentă. Cum stăm cu timpul, dacă pot André? Te rog frumos să nu te oprești înainte de Zodia Leu! Okay. Așa faci tot timpul! <laughs> nu e corect! Leul! Leul! Pentru lei am vești... Ia să vedem soarele... Ok! De ce nu ar fi și leul vârf de trimne? Ok, hai să spun foarte... 30 de secunde. Ce e marea trina asta care guvernează tot anul 2024 pentru toată lumea? Dar veți vedea că e un pic special pentru anumite zone. Marea Trină este un triunghi în astrologie care se numește și Ochiul lui Dumnezeu. Când apare Marea Trină pe o hartă, pe o previziune, asta înseamnă că Universul îți zâmbește. Nu vrem să-l facem să în hohote, vrem să ne zâmbească doar, pentru că el zâmbind ne facilitează niște lucruri. Și racul, leul și săgetătorul, triada de foc, sunt vârfurile acestei martrine care se formează și secundar Fecioara, Capricornul și Taurul, adică triada de pământ. Ei bine, leul este unul din vârfurile acestei mari trine Și asta ce înseamnă? Că lumea e a ta, dar trebuie să fii cu picioarele pe pământ. Este vorba despre un an în care leii își rezolvă probleme din trecutul karmic. Vor întâlni oameni pe care, dacă ești deschis idei de vieți anterioare, i-ați mai întâlnit în alte vieți anterioare, dacă nu crezi în vieți anterioare, oameni care seamănă cu niște tipare comportamentale pe care le-ai mai întâlnit. Oamenii ăștia vin să te ajute, vin să-ți dea idei, dar ei vor fi cu partea de vorbit, de comunicat și de strânit cheful să faci lucruri. În timp ce tu va trebui să te bazezi pe tine, să rezolvi niște lucruri importante ce țin de echipe, lucru cu oameni, interacțiune socială, case, proprietăți, centrarea pe familie de data asta și apropierea de anumite rude sau persoane foarte apropiate din trecutul tău care, pe care nu le-ai mai cultivat în ultima perioadă, le-ai lăsat în stagnare aceste interacțiuni familiale slash prietenești și acum tu în acest an trebuie să reclădești această conexiune. Și un an foarte bun pentru lei care a, 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 se află pe ipostația de a fi promovați, tot au așteptat o promovare, nu s-a legat promovarea asta, uite că acum vine... Și la ce să aibă grijă, leul? O secundică să vedem. La ce să aibă grijă, da? La, la gândul, deci tu-ți ești propriul dușman în acest an, la gândul care îți va spune, nu se poate, dar nu o să iasă, dar o să fie un eșec total. Când îți vine gândul ăsta, tu să știi că n-ai cum să fugi de el, ai să-i mulțumești gândului că își manifestă îngrijorarea și tu faci cum știi. Fecioara, ascendent pe fecioară, lună natală în fecioară, fecioara, voi vă mutați. Multe fecioare o să se mute dintr-o parte într-alta, dintr-un apartament în altul, dintr-o țară în alta, drumuri, foarte multe drumuri, foarte multe călătorii. îmbrățișați nu vă temeți de ele pentru că uh, vă ajută în evoluția voastră și fecioara trebuie să aibă mare, mare grijă la felul în care își semnează actele și hârtile și documentele și promisiunile false legate de un serviciu balanța, ascendem pe balanță, luna natală în balanță, balanța va avea un an foarte bun pe afirmare personală, pe clădirea pro propriei imagini și dacă ai tot amânat un examen de șofat, hotărăște-te să-l dai acum, că acum ați ies lucrurile, doar că balanța trebuie să aibă grijă la niște femei care te vor bărfi, te vor ataca și niște cheltuieli neprevăzute financiare. Ai grijă un pic cu cum și în ce fel îți gestionezi banii. Scorpion ascendentul pe Scorpion, luna natală în Scorpion. Scorpionul își rezolvă o problemă de sănătate. Deci, nu-ți spun du-te la medic, că asta e bineînțeles, dar nu te teme dacă ai vreo problemă pentru că acum se rezolvă. Anul ăsta este un an al soluțiilor. Apoi un an cu mult noroc la a achiziționa, a cumpăra lucruri importante de durată și este un an în care Scorpionul poate ajunge șef. Și încă ceva, că aveți multe lucruri de făcut scorpionilor, întâlnirea sufletului pereche, te dezvolți o relație care apoi poate conduce către căsătorie, minusul acestui an, excesul, ai grijă să nu mănânci mult, să nu bei mult, nu pierde nopțile, partea de exces va fi un steag roșu pentru tine. Săgetător, ascendem pe săgetător, luna natală în săgetător, lumea voastră. Deci vă pot spune că sunteți atât de bine susținuți astral anul ăsta. Orice vă puneți în cap în 2024 vă iese cu brio. Și atunci eu nu am ce să vă spun în ce domeniu că vă iese orice vreți, dar în schimb vreau să vă recomand să vă planificați acțiunile din timp. Pentru că va fi un haos în planificare. Acolo este călăcâiul lui Ahile și vulnerabilitatea voastră. Capricorn, ascendem pe Capricorn, luna natală în Capricorn, șanse la a rezolva un credit bancar sau dacă aplici pentru un credit în 2024, ți se aprobă, ceva legat de o casă, de o moștenire, de partea imobiliară e foarte importantă pentru voi și bine susținută și relația cu familia se îmbunătățește foarte mult. Minusul acestui an, nu fi prea zgârcit sau zgârcit, nu, 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 nu fi chiar, nu te frustrați nu te uh, bloca în anumite lucruri pe care niște mici uh, lucruri plăceri pe care vrei să ți le faci. Nu fi prea aspru cu tine vărsător, ascendem pe vărsător, luna natală în vărsător. Fertilitate oameni buni, dacă vreți să faceți copii, acum vine momentul, dar noi nu numai despre fertilitatea procreierii, cât este și despre fertilitatea ideilor. Ideile pe care le gândiți acum, înainte de 2024, și ar fi bine să vă faceți niște planuri, au mari șanse de materializare în anul viitor. Unde trebuie să ai grijă? O femeie care va încerca prin felul în care vorbește cu tine să te... Uh, de, de, dezarmeze în ideile tale, să-ți arate partea negativă. Îndepărtează-te de această persoană pentru că te blochează mult. Și ultima zodie, pește, ascendent pe pești, luna natală în semnul peștilor. Mulți pești își schimbă jobul anul ăsta, nu că uh, e un lucru rău, din potrivă, veți ajunge foarte bine într-un loc de muncă care o să vă facă plăcere și unde o să aveți un colectiv, un anturaj foarte bun și este un an în care vă rezolvați niște chestiuni legate de familie se aduc pe tapet, niște lucruri care nu s-au discutat până acum și uite ies la lumină. Un alt treilea element este mare șansă să te căsătorești un an bun dacă vrei să te căsătorești un an bun dacă vrei să faci copii, dacă ești cu marcaj pe pește și unde va trebui să ai grijă să nu ți se agenda cu prea multe activități. Ia-o pas cu pas. Nu-ți pune multe lucruri de făcut pentru că vor conduce la anxietate și la mult stres. Baft. Dar pare un an bun. E o marea trină, ne guvernează, este un an excelent. Pentru toată lumea. Da. Poate să este fie un, un an, an dar, bun. Dar știi, oamenii trebuie să și creadă că e un an bun, pentru că dacă deschizi televizorul și vezi numai apocalipsa în jur, începi să crezi că e apocalipsa. Nu, nu este. Este un an foarte bun, dar contează ce faci. Ridică-te și fă ceva ca să fie bunul an, nu? Da? Alexandra, îți mulțumesc foarte mult Și eu îți mulțumesc Sunt sigură că oamenii s-au bucurat foarte tare Și au ascultat fiecare pentru Zodia mulțumesc. lui Și eu de fiecare dată când te ascult Mă gândesc și la mine și la Maia Și la toți oamenii pe care eu îi cunosc Din fiecare zodie <laughs> în parte Mi-a adus un cadou, Alexandra Se numește Agenda uh, anului 2024 Unde pe fiecare zi a, a gândit lucrurile într-un fel în care să fie ușor pentru noi să ne dăm seama ce avem de făcut în ziua respectivă și a, vreau să îți mulțumesc frumos, dar vreau să o dăm cadou. Să o dăm cadou unui ascultător care intră pe Mirela Retegan, pagina mea oficială, unde o să pun o poză cu noi doi și cu agenda și cu cartea a, Astăzi Aici Acum, pe care o dăruiesc a, din toată inima, din partea magazinului a, Zurli, și aș vrea să ne scrie oamenii la comentarii care este zodia cu care rezonează ei cel mai bine Genial. tu cu cine rezonezi cel mai bine? cu ce zodii te înțelegi? Tu cu cel toate mai bine? zodiile cu toate zodiile și am să vă spun de ce, știți de ce? Dragilor în harta noastră natală, cât știi ora, că nu știi ora nu contează, tu ai o hartă noi avem toate zodiile pe hartă. De, deci dacă. Fiecare dintre da, noi. Exact. Noi avem un domeniu guvernat de o anumită zodie. Așa încât atunci când nu-ți place o zodie, de fapt, tu ai o problemă cu umbra ta. Și când îți place o zodie, înseamnă că ești în aliniere cu energia respectivă. Deci, da, mie îmi plac toate zodiile și iubesc pe toți. Și anul care tocmai se încheie este așa cum l-ai văzut la început în. Tele sau s-au întâmplat lucruri? pe parcurs? Am, Chiar în emisiunile mele de pe canalul meu de astrologie, am, am vorbit despre îngrijorarea pe care o am vis-a-vis -vis de acest an. Am spus-o cu un an înainte, în 2022, am spus acest lucru, și, din păcate, s-au întâmplat multe lucruri. lucruri de care m-am temut și mi-am dorit să nu se întâmple. Dar închidem această optimist. emisiune optimist, pentru că 2024, ne spune Alexandra Coman, astăzi la Schimbă Perspectiva, se anunță un an pe care dacă ne-l dorim bun, el chiar poate să fie. Și este, dacă anul 2023 a fost vibrațional, anul lui alege-te pe tine, anul 2024 este anul abundenței pe lumea materială, pe zona materială. Centrați-vă că acolo ies multe. Ok, <laughs> mă bucur foarte tare că am reușit să mix vorbim mix. și sunt sigură că ai dat speranță foarte multor oameni care se tem să își urmeze calea și sufletul și să facă din pasiunea lor modalitatea prin care ei ating în fiecare zi succesul. Ce înseamnă succesul pentru Alexandra Coman? Uite, este rugăciunea pe care o fac în fiecare zi când mă trezesc. Asta e mantra mea de când fac astrologie. Ajută-mă să ajut. Pentru mine succesul este nu cât acumulez, nu cât adun, nu cât am în cont, ci să știu că am reușit să deschid ochii unui om și să-l scot din cutiuța sa și să i spun, știi, toată puterea e în tine. Du-te și fă ce trebuie să faci, ce, pentru ce ești născut. Și știți, pentru, lumea spune, bun, și eu, pentru ce sunt născut? Pentru ce îți place să faci. Ala e secretul. Alexandra spune, ajută-mă să ajut. Eu uh, am în această lună și o să vreau să merg mai departe cu mantra mea care e facă-se voia ta, pur și simplu m-am predat și fac tot ceea ce îmi vine să fac cu plăcere și cu bucurie, că înseamnă că sunt susținută să fac asta. Astăzi, la schimbă perspectiva, am aflat cum o să arate anul 2024 prin intermediul astrologului Alexandra Coman. Mulțumim mult, Alexandra! Mulțumesc, mulțumesc de invitație! Eu sunt Mirela Retegan și mă bucur că ați fost alături de noi și astăzi la Schimbă Perspectiva. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. Schimbă Perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.